Urmează cantonamentul din Turcia, dar până atunci o scurtă concluzie referitoare la cele două jocuri amicale disputate deja. Da, am disputat două meciuri amicale. În primele două săptămâni jumate, aproape trei săptămâni de pregătire pe plan local. Concluziile sunt pozitive din punctul nostru de vedere al staffului. În primul rând că nu avem jucători accidentați, toată lumea poate să facă deplasarea în cantonament sănătos. Au fost două meciuri relevante ca și scor, mă interesa mai mult efortul jucătorilor, câteva lucruri pe care le-am antrenat să le punem în practică la meci. Fiecare jucător a avut câte o repriză în fiecare meci și suntem mulțumiți de cum a decurs prima parte a pregătirii până acum. Spuneai că totuși nu contează scorul, Liga2.ro scria că Unirea deja are poftă de goluri, o fi așa? S-au dat totuși multe goluri. Da, e bine că avem ocazii, că avem situații foarte multe. Am dat niște goluri, dar până la urmă, sincer, chiar pentru mine e irelevant. Mă bucură mai mult când văd un progres individual, în primul rând, al jucătorilor, pentru că apoi și colectiv noi începem să arătăm mai bine. Sper să și în această perioadă de cantonament și cât mai avem până începe partea a doua a sezonului să reglăm din toate lucrurile pe care noi le-am considerat că le avem ca și minusuri și să continuăm pe aceeași pantă din punct de vedere a lucrurilor foarte bune pe care le-am făcut. Aici, referitor și la numărul de goluri sau care le avem, e tot o consecință a jocului nostru bun. Că avem situații multe, înscriem, asta e foarte bine, dar trebuie să continuăm așa și după ce o să începem partea a doua a sezonului. Așa cum spuneam la începutul interviului, urmează cantonament în Antalya, Turcia, primul după 30 de ani pentru clubul nostru. Ce înseamnă pentru voi, pentru băieți? Cu ce gânduri priviți acest cantonament? Privim încrezători, cu gânduri optimiste, în care o să disputăm și trei meciuri amicale cu adversari peste nivelul nostru. Eu așa consider, analizând meciurile pe care o să le avem, strict din punct de vedere al adversarilor, eu văd trei adversari dintr-un campionat Liga 2 în Danemarca, dar o echipă obișnuită în ultimii ani cu Liga 2 acolo, care eu cred că e cel puțin la fel de bună ca și Liga 2 de la noi, dacă nu chiar peste. Un adversar din prima ligă din Rusia, care în ultimii ani la fel e o prezență constantă în prima ligă, în ultimii 5-6 ani am urmărit, chiar dacă a avut un sezon în Liga 2, dau cu o repromovare rapidă de pe primul loc, și un ultim meci amical cu echipa din Kazakhstan, care anul acesta o să joace în prima ligă. De asemenea, o prezență constantă în ultimii 6-7 ani în prima ligă și chiar am urmărit, chiar ocupăm poziții în primele 6-7 echipe, cu excepția sezonului trecut când a retrogradat, dar a repromovat în acest sezon. Deci, cred că din punct de vedere al jocurilor o să fie numai lucruri pozitive pentru noi. Apoi, bineînțeles, un lucru pozitiv o să fie că ne putem antrena în sfârșit pe iarbă, timp de două săptămâni, și sper ca după ce ne întoarcem să continuăm această pregătire pe iarbă. Iar un alt lucru pozitiv ar fi că băieții au chef, au poftă de antrenament, au dorință de a se autodepăși și sper să muncim foarte bine în această perioadă, în acest cantonament, încât să reglăm cât mai multe lucruri posibile. În ceea ce privește antrenamentele, cum vor fi? Câte unul, câte două, forță? Cum le-ai gândit, așa, în linii mari? În principiu o să fie două antrenamente în fiecare zi. Chiar și în zilele cu joc, noi ne-am dorit să jucăm după amiază, pentru ca dimineața să putem să profităm de teren, de vreme, să ne putem antrena și dimineața jocului. Bineînțeles, o să fie și antrenamente și la sala de forță, nu foarte multe, pentru că am pus accentul un pic mai mult în această perioadă când am stat acasă. O să fie și zile sau după amiază, două după amiază, poate libere, pentru că fiind 10 zile pline, sunt aproape 20 de momente când ne-am putea antrena dimineața și după amiaza, plus jocurile. Deci eu cred că o să fie bine și o să ne descurcăm, și cel mai important e că toată lumea, când ne întoarcem, pe lângă probabil, nu știu, dureri minore care sunt
inevitabil în această perioadă, să nu avem lucruri mai complicate și să ne întoarcem cu toții sănătoși. De câteva zile bune îl ai la antrenamente pe Răzvan Matiș, transferul reușit de Unirea Dej. Din ce am văzut eu, pare că e dintotdeauna la echipa asta. S-a integrat foarte bine cu băieții. Da. Eu mi-am dorit să vin aici. L-am urmărit înainte să ajungă la noi. Cred că e un profil de jucător care se încadrează în ceea ce jucăm noi, în ceea ce urmărim noi. Era clar că o să se încadreze și să adapteze un pic mai repede, pentru că e apropiat de vârstă cu majoritatea lotului. Media de vârstă a lotului e 22 de ani, a noastră 22 până în 23 de ani. Și el e tot acolo la 22 de ani. Se și cunoștea cu o parte dintre ei, cu băieții de la Academia Faru, cu Alex Pop, cu Maftei, cu Buta, cu Alin Burdes, care a trecut pe acolo. Deci cu băieții din Cluj pe care avem, și adaptarea lui e un pic mai ușoară, dar el trebuie să se pregătească foarte bine, trebuie să muncească pentru locul din echipă, pentru că are o concurență destul de mare acolo la mijloc. Pe mine mă bucură acest lucru și sper să ne ajute și noi pe el și el pe noi, pentru că eu cred că el poate mult mai mult și are nevoie de un loc stabil, pentru că în ultimii ani, chiar dacă a jucat la echipe cu obiective îndrăznețe din Liga a doua, gen Chiajna, Petrolul Buzău, chiar o promovare cu FC Argeș, și are nevoie de un loc în care să simtă că lumea are încredere în el și că poate da mult mai mult, ceea ce credem noi că el poate da. Acum depinde și de el și de noi cât putem să îl susținem. Mai devreme, vorbind despre adversarii din Antalya, am observat că te-ai documentat foarte bine. Știu că urmărești și celelalte rivale din Liga 2, jocurile lor, rezultatele. Cum ți se par mutările de trupe făcute până acum? S-a mai echilibrat campionatul? S-au întărit unii mai mult, mai puțin? O impresie generală, așa. Raportat la echipele din campionat din Liga 2, bineînțeles că cred că toți urmăresc ce se întâmplă și la celelalte echipe. N-ai cum să spui că nu urmărești, mai ales că tu ești în luptă directă cu ele pentru un loc în primele 6 poziții. Nu știu ce să zic. O să vedem asta probabil când o să înceapă partea a doua sezonului. Nu sunt adeptul, cel puțin pentru noi, a multor plecări și a multor veniri, cel puțin în perioada de iarnă. Fiecare echipă își gestionează cum consideră mai bine lotul. Nu pot să comentez eu ce se întâmplă la alte echipe. Ei știu mai bine, mă gândesc mai mult la noi. Noi suntem, să zicem, destul de bine. Mi-aș mai dori, poate, un jucător până se apropie începutul părții a doua sezonului. Dacă nu, o să încercăm să scoatem tot ce e mai bun din ce avem acum și să continuăm ceea ce am făcut bine până acum. Eu așa văd lucrurile.